acești tineri sunt mușcați de ploșnițe, de guange. Centrul este efectiv un focar de ploșnițe și nimeni nu a luat niciun fel de măsură ca să stârpească aceste guange. Acuzațiile sunt aduse de tatăl unui tânăr cu autism care și-a dus copilul la centrul Flacăra din Drobeta, Turnu Severin. El a filmat urmele de înțepături de pe corpul fiului. Se vede băiatul că este pișcat tot, la urechi, pe spate, pe mâini. Chiar eu am fost pișcat. În momentul când a prins becul, în special seara sau noaptea, e plin. Tavanul este plin de ploșnițe. După ce bărbatul a sesizat presa, la centru a ajuns și directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mehed Dinți. Oricum, condițiile, cum v-am spus, nu sunt de oricând de cinste. Ia uitați, aici, guangă. Săptămâna trecută am făcut dezinsecția, cum este și vara, sunt și insecte, sunt țânțar. Uite, de exemplu, aici cum este el, este mușcătură de țânțar. Alte variante decât să mai procedăm la o dezinsecție, dezinfecție mult mai serioasă și să încercăm să le înlocuim saltelele și paturile pentru a scăpa de aceste ploșnițe, din păcate la acest moment nu prea avem. Directorul DGASPC susține că tot centrul va fi închis în următoarele luni, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu au fost solicitate fonduri europene pentru reabilitarea lui. Centrul a fost înființat la începutul anilor 90 de un ONG francez, iar de atunci nu a fost reabilitat.